socrii aveau marochinărie și m-a atras mirosul de piele și munca. Îmi plăcea ce ieșeau din mâna lor, mi-a plăcut și mie și pe lângă aceasta am făcut mult mai multe ca și ei. Cu timpul m-am apucat eu de opinci, de șerpare și mergem mai departe, că tradiția trebuie să meargă mai departe, nu să termine aici și până la urmă nu vom mai avea tradiții. Aveți în mână opincă, ce lucrați? Opinci, șerpare? Opinci, șerpare, curele, gentuțe, pirogravez în piele, teci de cuțite, zgări de câine, centuri pentru culturiști, tot ceea ce se poate face din piele. Sunt povestiți despre opincile acestea, văd că sunt lucrate cu foarte multă migală. Cred că sunt destul de greu de făcut. Da, este o opincă mai greu de realizat, pentru că necesită coaserea pe cal și este dintr-o piele mai groasă și se mulează mai greu ca și cele din alte zone, care sunt dintr-o piele mai subțire și doar se trece o nojiță de piele prin ele și se mulează mult mai ușor. Astea din ce zonă sunt? Astea sunt din zona Alba, Sibiu, deci din zona noastră, cum s-ar zice. Deci în alte părți se fac, am zis, mult mai ușor, ținând cont că sunt femeie, ar trebui să-mi găsesc un model mai ușor de realizat, dar mie îmi place, ceea ce fac îmi place și nu vreau să-mi schimb modelul pentru că e mai ușor în altă zonă. Șerparele tot de zona noastră, Alba, Sibiu, sunt. În alte zone se fac cusute la mașină, eu păstrez modelul din mostrămoș, cusute manual, că atunci, în vremurile acelea, nu erau mașini de cusut, se coseau la mână. Și mie îmi place, mie nu, am mașină de cusut, dar mie nu-mi place să fac pe mașină de cusut, le fac tot în manual. Da, este o muncă grea, complicată, dificilă. Știți, uneori dacă îți place ceea ce faci, nu ți se pare munca grea. Deci o faci cu dragoste și atunci munca nu ți se pare, vai ce greu este, că îți intră în reflex munca, în mână, totul intră ca și cum ar fi, ești o mașină și tu trebuie să știi că aia trebuie să o faci așa, cusătura respectivă, formele și tot ce ține de modelul respectiv. Cât vă ia să lucrați un șerpar din acesta care avem aici? Un șerpar, dacă stau o zi întreagă de el, se poate face. Deci ca să nu ieși o zi lumină din atelier, deci ca să-l realizezi un șerpar făcut manual, dar celelalte, v-am zis, se fac mai ușor. Și opincile? Și opincile se pot face 5 perechi pe zi. Da, lucrați repede. Da, v-am zis, deci totul este până ți intri în mână și după aceea merge mult mai ușor. Pielea de unde o luați? De unde o luați? Pielea o procurăm din țară, mai greu, pentru că nu se mai taie chiar atâtea bovine. Lucrăm doar cu piele de bovină și este mai greu cu pielea, da? Știți cum? Ne descurcăm ca să nu moară tradiția. Trebuie să ne zbatem, să ducem tradiția mai departe și să ne procurăm materia primă. Am comenzi la opinci în țară, mă sună, deci am deja lumea s-a învățat, pe unde am umblat pe la târgurile meșteșugărești, am lăsat cărți de vizită, lumea are încredere că lucrurile sunt de calitate și nu sunt chiciuri, sunt lucruri făcute de noi, cu migală și cu dragoste.